spațiu, avem visajul, avem expoziții, zicem noi, de suflet. Expoziție a unui tânăr de 23 de ani, Robert Lăduncă. Poveste de suflet, intitulată această expoziție. De ce de suflet? Pentru că acest tânăr a fost diagnosticat cu autism. Este o boală de care bănuiesc că ați auzit, cred că ați și întâlnit destul de multe persoane, din păcate, cu această problemă de sănătate. Fiecare dintre ei este unic, așa cum fiecare dintre noi este unic, doar că situațiile în care se găsesc cei cu probleme de autism sunt un pic mai speciale. Motiv pentru care expoziția de astăzi, realizată de Robert, scoate în evidență faptul că el poate să relaționeze într-un mod cu totul și cu totul special cu cei din jurul lui. L-am urmărit puțin mai devreme, l-am văzut cum își povestește și cum își explică lucrările pe care le-a făcut. Este o persoană extrem de caldă și de plăcută. Îi place să pună întrebări, îi place să dea răspunsuri la întrebările care îi sunt adresate. Ce să vă spun? Cred că se încadrează în categoria celor care transformă visele invizibile în imagini vizibile. Adică ceea ce a ascultat, ceea ce a învățat de la oamenii care au lucrat cu el, a pus pe hârtie după ce l-a trecut cumva prin filtrul minții sale. Folosește culori foarte frumoase. Modul în care el se exprimă în aceste lucrări este cumva foarte apropiat sufletului lui. Pentru că asta este, de fapt, arta, este ceea ce sufletul tău vrea să exprime și să pună pe pânză, pe hârtie sau pe orice altceva. Ne bucurăm, Robert, că ești aici cu noi. Îți dorim din tot sufletul succes să te acum înainte. Ai niște oameni deosebiți în jurul tău. Începem cu domnul primar Cristi Valentin Isaia. Continuăm cu domnul director de la Jarnicea, cu domnul Nicolae Vlad. Nu înainte de a-i aminti pe cei cu care tu ai lucrat la centrul de inclusiune, Elena Doamna, da? Este vorba de doamna Ana Maria Drăgan, care am văzut că este lipită de tine și care te cunoaște foarte, foarte bine. Să amintim aici pe cei de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului și nu în primul rând să-l amintim și pe domnul profesor doctor Liviu Petercu, care are o experiență de muncă alături de copii, de tine, ca tine, da, și care va fi invitat la un moment dat să ia cuvântul și să spună ceva frumos despre felul cum a lucrat cu copii ca tine. Te bucur, da? Bravo! Am să rog acum pe domnul primar, Cristi Valentin Isaia, să adreseze câteva cuvinte referitoare la ceea ce ai făcut tu, dacă a apucat dumneavoastră să poată mânca o parte din lucrări. Am văzut că tu ești un foarte mare iubitor de povești, basme și astea sunt lucrările tale, da? Mintea ta a lucrat și a pus pe hârtie poveștile și basmele pe care tu le-ai ascultat și le-ai învățat. Domnule primar, încă domnule. Mulțumesc, domnule primar, încă o dată, Robert.
Da, mă bucur foarte mult să te cunosc. Mă uit cu mare bucurie la lucrările pe care le-ai realizat și la discuția astăzi de aici alături de colaboratorii tăi. Îi felicit și pe dumneavoastră pentru tot sprijinul pe care l-au acordat părinților de bineînțeles pentru tot ceea ce au făcut pentru mine. Este un lucru minunat să vedem că aceste fire de poveste le-ai transpus în imagini și bănuiesc că dacă ar fi cazul, vei putea să transpui și dar totuși n-aș vrea să văd acele desene, să transpui prin ochii și prin sufletul tău realitatea zilei de astăzi. Sunt atât de frumoase și atât de bine realizate încât orice copil care a citit sau poate urmează să citească poveștile a căror imagini le-ai realizat și le-ai transpus astăzi pe aceste tablouri frumoase, le vor recunoaște și vor da seama că, într-adevăr, e ceva impresionant. Mai ales pentru un copil ca tine, un copil special pentru noi, pentru noi toți și pentru care noi vrem să facem așa fel încât toată această activitate să fie pentru tine, de fapt, viitorul tău. De aici să pornească viitorul tău, de aici să ai poate posibilitatea să demonstrezi lumii întregi că nu ești pe nimic de față de noi. Fiecare dintre noi avem câte o capacitate de a transpune. Important este să o exploatăm. Ori tot ceea ce ai făcut, ai demonstrat faptul că ai posibilitatea să faci lucruri extraordinar de frumoase. Și pentru care noi îți mulțumim. De aceea asta suntem aici alături de tine, alături de această expoziție frumoasă ta. Sperăm, așa cum spunea și domnul director, în curând să avem și o expoziție cu vânzare, astfel încât să simți și mai mult că rodul muncii tale nu este doar o satisfacție spirituală, sufletească, ci să fie și o satisfacție materială, la urmă, doar pentru, măcar, să-ți acoperi cheltuielile pe care sunt convins că le-ai făcut și le-ai destul de mari pentru a-ți procura materiale necesare să realizezi aceste minunate tablouri. Încă o dată te felicit. Asigurăm în continuare tot sprijinul, atât cât putem în limita posibilităților noastre materiale și legale, dar vom fi întotdeauna alături de tine și de toți copiii din municipiul Focșani, de toți tinerii talentați. Ne-am avut foarte multe proiecte și în continuare vedem multe proiecte și prin Ateneul Popular, mai ales proiecte Bastia, pentru tinerii talentați, avem și burse acordate, așa cum a lăsat cu literă de testament Maior Gheorghe Pastia, atunci când a donat pentru municipiul Focșani teatrul și Ateneul. Am înființat aceste burse pe care, iată, le cum plătiților mai talentați copii din partea Ateneului și mai talentați copii din domeniul artei. Sperăm ca în viitor să fii și tu unul din titulari acestei burse, pentru că într-adevăr meriți. Și în continuare ne dorim să avem o colaborare strânsă cu toți copiii talentați, cu profesorii care îi îndrumă și cu părinții, pentru a putea să vă oferim cele mai bune consideri, pentru care, încă o dată, sper, măcar în al 12-lea aceasta, să înțeleagă și colegii din Consiliul Local că avem nevoie de o secție în cadrul sau o secție în cadrul Ateneului, în care noi să punem în valoare toate aceste talente, talente care, iată, au nevoie de susținerea noastră din toate punctele de vedere. Atât material, cât și spiritual, cât și profesional, având o colaborare strânsă cu toți profesorii și avem, slavă Domnului, foarte mulți profesori talentați și implicați în ceea ce fac, mai ales în domeniul artei și culturii. De aceea este aici alături de noi și domnul profesor Dr. Medercu, care are într-adevăr o experiență vastă în tot ce înseamnă artă, mai ales în arta plastică. Și o să spun mai multe cuvinte din lui pe partea asta tehnică și de scăiat. Noi, artistică, noi ne dorim în continuare să ai cât mai multe realizări. Aici, acest muzeu al treptelor de istorie, să fie un muzeu al treptelor de poveste pentru tine și să avem cât mai multe expoziții ca să fie deja unul dintre cunoscuții artiști plastici ai municipiului Focșani, ai Franței și ai României. Încă o dată te felicit și mult succes pentru tine. Mulțumesc!
manifestare, în primul rând, de vedere, cu atât mai special, cu atât ne punem în valoare ca pasiunile și cunoaștem chiar și oamenii care dedică tot timpul pentru a face pe acești copii normali și nu neapărat special. Mai mult decât a spus domnul primar, nu mai am ce să spun, doar vreau să amintesc faptul că știu câtă muncă este să crezi cu acești copii și știu mai ales din ce îmi povestește una dintre colegile mele, cele mai bune și prietene, care este astăzi aici și care lucrează cu acești copii speciali. Știu că această afecțiune nu este una foarte simplă și noi am auzit despre ea destul de târziu. Poate că am avut parte de lucru cu acești copii speciali, dar nici măcar nu am știut cum să îi aducem pe linia de normalitate și de aceea, privind aceste realizări și știu și de la colega mea că este foarte greu să ajungi la asemenea performanță, cu atât mai tare mă bucur și da, voi sprijini întotdeauna eu și colegii mei vom sprijini întotdeauna aceste genuri de activități și performanțe și vă mulțumesc tare mult pentru această ocazie de a vedea o lucră minunată. Omul care l-a avut alături pe Robert mai mulți ani este cea mai în măsură la acest moment să povestească așa câteva amintiri, câteva lucruri pe care le-am trăit împreună și peste care am trecut, problemele peste care am trecut. Robert l-am avut elev în cadrul centrului de educație inclusivă la doamna, 3 ani, din anul 2013 până în anul 2016. Această expoziție a lucrat-o alături de mine, în timpul orelor de terapie ocupațională. Am observat că este talentat, dar e cum să nu observe acest lucru, și în afară de talentul lui, am văzut că prin desen se exprimă cel mai ușor, iar desenul îl relaxează. Și atunci, în timpul primei ore, îi vedem ocazia, noi așa, între noi așa vorbim, trebuie să le oferim copilor ocazia de a avea un succes în fiecare zi acestor copii special, ca apoi să putem lucra în vorbă de terapie și pentru a da rezultat, pentru a reeduca schema de sine. Momentul lui de succes era să deseneze. Și cum altfel, începeam cu o poveste pe care el o alegea pentru colegii lui, în fiecare zi, în funcție de desenul cu care era însoțită de ilustrația acelei povești, adică el știa că urmează momentul de a desena apoi cu ce vorbim și din poveste. Și așa a început povestea noastră, drumul nostru. Mai departe am fost susținut pentru a face această expoziție de doamnele director din cadrul școlii, din cadrul Centrului de Educație Inclusivă Elena Doamna. Iar expoziția pe care o vedeți acum este realizată pe parcursul a 2 ani școlar. Este o expoziție care se găsește în cadrul centrului nostru și se bucură toți copiii noștri de ea și, bineînțeles, vizitatorii și invitații. Relația mea cu Robert a durat și după încheierea ciclului lui școlar la Elena Doamna. La Jariștea, unde este acum, îl vizitez ocazional, nu atât de mult, cât mi-aș dori și cât merită el. Și ne susținem reciproc, cu mici atenții, și dintr-o parte și din alta. Nu vă spun ce surprize frumoase mă așteaptă de fiecare dată când să-l vizitez. Desene, scrisori, spuse din suflet, mici cadouri. Este un copil extraordinar, cum de altfel sunt toți copii, și merită puși în valoare și arătați întregii luni că sunt, într-adevăr, copii care pot fi ca toți ceilalți. Dacă tot ați pomenit de Jariștea, am să rog pe domnul director Nicolae Vlad, care este sufletul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, dar vorbim de la
care îl are acum pe Robert cel mai aproape dintre noi toți, să ne spun și prea mic câteva cuvinte, deci avem domnul director frumos despre tine, să vezi. Vă mulțumesc. Așa este, este zi de zi aproape cu mine, multe luni până vine, ne vedem zilnic. Fiecare zi intră la mine în bilon, fiecare zi prezintă ceva nou sau dacă nu prezintă, are o idee nouă și o dorință nouă, o dorință de comunicare. Este un tânăr care dorește foarte mult să comunice, dorește foarte mult să aibă prieteni, dorește foarte mult să iasă din comunitatea strânsă a noastră, celor 35 de beneficiari de neurologie și cadrul Centrului de Recuperare de Neuropsihiatrie pe Jaliște, o instituție sub egida DGASPC Branci. Care le mulțumesc și pentru sprijin și pentru faptul că ne permite și susține evenimente culturale și evenimente orice fel în care ei pot să-și facă prezență la public. Mulțumesc și primăriei Bucșani că ne-au oferit această posibilitate. Este primul nostru eveniment din cazul centrului, este primul beneficiar care face o expoziție de pictura lui și ceilalți au avut, au abilități, dar nu am mers atât de departe. El este primul și este vedeta centrului începând de astăzi și o să fie în continuare. Vom mai face expoziții. Este un copil foarte bun. Mai multe nu am să vă spun despre el, decât că este foarte ascultător și primește oricând orice fel de sfat cu foarte mare deschidere. Avem colegi care pun problema reproducerii, imaginerea realității.
acumulării de informații, ale exploratelor, ale școlii, ale scrisului, ale lucrurilor de felul ăsta. Dar eu cred că în creativitate este un lucru pe care noi trebuie să-l dezvoltăm și vreau să-l mulțumesc domnului primar pentru că și doamne, ce primar, și-am înțeles cu apace tot posibilul colegii dumnei. Pentru că să faceți mai mult pentru Ateneul Maior Gheorghe Paștin, pentru că aici se dezvoltă un centru de excelență care ar trebui, într-adevăr, să revină centru de excelență și să poată să dezvolte și să promoveze tine cu adevărat creativ. Pentru că atât nevoie. Am predat la liceul de artă, am predat la colegiul Cruza, am predat la școala populară de artă, predau și acum la Universitatea din Gara. Și nu pot da în puține care să deci, să revenim la băile noastre, eu cred că Rocă cel Bun este un tânăr care ar trebui mai mult sprijinit și vă rog, domnule primar, dacă puteți, prin Ateneul Maior Gheorghe Paștin, să nu distrugeți este obligatoriu în Cruza dumneavoastră. De asemenea, eu, dacă domnul director și colegii dumneavoastră și am angajamentul că față la Cruza, la școala populară de artă, aș lucra cu el în perioadă de fapt, pentru că la ei trebuie încercat, adică trebuie văzut să simte bine, el acolo, în mediul ăla, vrea să comunice cu mine sau nu, pentru că e foarte important, am oferă al fărță. Nu stai voi ce să lucrezi cu mine și atunci degeaba propune un lucru de fărță. Eu aș propune să aveți grijă lui, să încercați să promovați, pentru că el cu siguranță pe zona lui e poate să facă lucruri bune în zona artelor vizuale. Eu îi doresc succes, îl fericit și să te așteptăm poate expoziție. Deci, nu trebuie să te înscrii, dar trebuie să te aducă cineva, că nu te poți deplasa la întreaga singur. Asta va fi problema. Deci, mă aducă șeful. Măcar șeful, dacă nu găsești pe cineva deasupra dumneavoastră. Dar nu știu măcar pe șeful. Deci, am să-l rogi. Și eu cred că dumneavoastră, domnul director, este dispus de acolo. Și uite, acum, de pe 15 ani, pentru aceste școală, eu te aștept o zi pe săptămână. Vii la noi, 3 ore, stăm de vorbă. Și dacă o să spați, nu e continuare, nu trebuie să spui. Nu mai să vedeți pe ce vreau. Da, până când se vede școala? Școala populară de artă. Școala populară de artă. Da. Nu și eu. Mă rog, nu știu la 15 ce trebuie să mă duceți la școala de artă, școala populară de artă, cu domnul Liviu. Da. Este foarte legat. Domnul doctor, domnul doctor, profesor Liviu. Nedeu. Nedeu. Așa. Te aștept. Pe 15 septembrie. Când începe școala. Când începe școala, pe 13 septembrie. Pe 13 începe școala, nu spune mai mult. Bine, pe 13. Da. Pe 13 mai bine, nu trebuie să mă promite. Mai repede. Mă promiteți. Iată că vă doriți câtă voință are și câtă pasiune are. Deci, iar acest lucru spune tot. Felicitări. Felicitări. Să ne întâlnim mai des pe Simeț. Ne mai vedem pe 13 septembrie, acolo la... Eu te aștept. Mă aștept. Te aștept. Da. Avem aici o ființă magică, Robert, în care noi ne dorim ca cei de față, și nu numai cei de față, toată comunitatea care o să te vadă la TV și o să citească și presă despre tine, să vină și să, până când te împărâți, pentru că noi ne dorim foarte mult să te ajutăm, să-ți locuim materiale, creioane, culori, punte, cutie, rame la tabloului și tot ceea ce mai și geamă. Și geamă. Așa. Și vom organiza și o altă instituție. Și noi, de la Ateneu, uite, facem o magie, punem acești bănuți aici și garantat în câteva zile, această cutiuță se va umple. Și tu o vei primi și să vei folosi. Și unde facem un pe 13 septembrie. Și unde facem un trebuie. Voiam să vă spun ceva. Nu trebuie organizat expoziție cu vânzare. Orice expoziție de vânzare, așa că dintre oamenii care vor să-l ajute, poate să le reacționeze o lucrare și mai eu cred că acestea aparțin centrului Elena Doamna, dar avem deja comenzi date lui Robert și eu o să le fac surprize mai târziu. Da, da. Așa că ținta bună în această cutie va ajunge la tine, vă mă revăd. Da. Mulțumim mult de tot și
Sperăm să ne vedem și în alte ocazii, poate chiar cu Robert sau cu alți copii care promit și sunt foarte, foarte tare. Thank you.